Nivelul Dunării a ajuns la aproape 9 metri în zona Budapestei, iar viitura se apropie de România. În capitala Ungariei, fluviul a făcut ravagii. Un bărbat de 39 de ani a murit în urma unui accident cu un tramvai în București. El era angajat SPP și soțul femeii peste care s-a aruncat benzină în Parlament zilele trecute. Planul roșu de intervenție a fost activat în Mehedinți. Peste 50 de elevi și profesori de la 4 școli din județ au acuzat stări de rău după ce au mâncat prânzul. Andreea Bericleanu vă prezintă Focus. Doamnelor și domnilor, bună seara! Un bărbat a murit după ce mașina sa a fost pur și simplu spulberată de un tramvai în capitală. Potrivit unor surse, bărbatul, care avea 39 de ani, ar fi fost ofițer al Serviciului de Protecție și Pază și soțul femeii peste care un bărbat a aruncat cu benzină în Parlament în urmă cu 2 zile. Vatmanul a ieșit pozitiv la drug test, dar susține că urma un tratament medical și l-a arătat rețeta și polițiștilor. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Era ora 7:20 când un șofer care conducea pe șoseaua Progresului din sectorul 5 al capitalei, dinspre calea Rahovei spre calea 13 septembrie, a pătruns pe linia de tramvai. Șoferul nu s-ar fi asigurat și ar fi virat brusc, moment în care a intrat în coliziune cu un tramvai. Acesta a târât vehiculul până când mașina a rămas blocată între acest stâlp și tramvai. Impactul a fost extrem de puternic, mașina a fost spulberată, iar caroseria aproape că s-a rupt pe jumătate. În urma accidentului a rezultat o victimă încarcerată. Persoana a fost extrasă și, din păcate, a fost declarată decedată. Au intervenit o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare și 2 ambulanțe smurt. Martorii spun că bărbatul ar fi vrut să intre pe interzis pentru a evita traficul. S-a băgat în fața tramvaiului, de pe drum, a vrut să intre aici, nu s-a asigurat. Tramvaiul venea din spatele lui și l-a pocnit și l-a prins în stâlp. Deci aici e periculos, eu nu știu de ce nu pune un semafor când trece tramvaiul, că n-ai cum să treci. Dați-vă și dumneavoastră, e în pericol toată lumea. Victima avea 39 de ani, bărbatul era angajat la Serviciul de Protecție și Pază și este soțul femeii peste care un individ a aruncat benzină în urmă cu câteva zile în clădirea Parlamentului României. Aceasta a suferit atunci un atac de panică. După accident, circulația tramvaielor în zona a fost oprită mai multe ore. Polițiștii, criminaliști au făcut măsurători, fotografii și au luat declarații de la martori. Agenții poliției rutiere au cerut declarații și de la Vatman. Acesta a fost testat inclusiv cu dispozitivul pentru detectarea drogurilor. Numai testării preliminare cu aparatul drug test au reieșit indicii privind la posibilă prezență în organism a substanțelor psihoactive. Conducătorul tramvaiului a fost condus la sediul INML în vederea prelevării de mostre biologice. S-a deschis un dosar de cercetare penală unde se efectuează verificări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. Potrivit unor surse, bărbatul ar fi urmat un tratament medical, iar acesta ar putea fi motivul pentru care a picat drug testul. În urma anchetei și a expertizelor criminalistice, polițiștii vor determina împrejurările în care s-a petrecut accidentul. Planșeul Unirii, adică placa de beton care susține centrul capitalei, este într-o stare avansată de degradare. Specialiștii atrag atenția că planșeul trebuie înlocuit în regim de urgență. Cât de degradată este structura de rezistență care susține centrul Bucureștiului, vedeți imediat la Focus. Un bătrân din Constanța a fost tâlhărit ziua în amiaza mare, fără scrupule. Un tânăr i-a luat omului toți banii pe care îi avea la el. Întreaga scenă a fost surprinsă de o cameră de supraveghere, iar suspectul este căutat de poliție. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Acesta este tânărul tâlhar. Înainte să comită jaful, el a trecut pe alea îngustă dintre un gard din beton și peretele unei clădiri. Acesta este gangul unde s-a întâmplat tâlhăria ziua în amiaza mare, iar în spatele meu este camera de supraveghere care a surprins toate imaginile. S-a întâmplat puțin după ora prânzului, când bătrânul venea pe aici ca să meargă către piață. Tânărul, care îl agresează, l-a așteptat, s-a luat după el, l-a ajuns în capătul gangului și acolo a început să-l lovească. Agresiunea a durat minute bune. Victima pare că vorbește și încearcă să-l convingă pe tâlhar să renunțe. Tânărul insistă însă, bătrânul se apără, dar loviturile vin din ce în ce mai des și sunt din ce în ce mai puternice. La un moment dat, bătrânul cade la pământ, imaginile îl arată în felul acesta, tânărul agresor îi ia ceva din buzunare și pleacă, după care, văzând că sunt cetățeni aici în capătul gangului,
se întoarce și iese pe partea cealaltă. Victimei i s-au luat toți banii din buzunare. În fața agresorului, omul în vârstă nu a avut nicio șansă. Nu a durat mult, iar aceste imagini au ajuns și la poliție. Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție din Constanța, bărbatul agresat nu a depus plângere până în acest moment. S-a dat alarma în această după-amiază în județul Mehedinți, după ce elevii de la mai multe școli au avut stări de rău. Autoritățile au activat planul roșu și au trimis la unitățile de învățământ mai multe ambulanțe. Din primele investigații, se pare că elevii au primit mâncare de la aceeași firmă de catering. Ovidiu Vărădeanu de la Timișoara ne dă mai multe amănunte. Ovidiu, te ascultăm. Bună seara! Bun găsit, în total sunt peste 50 de elevi de la școlile din Almăjel, Oprișor, Salcea și Ștircovița din Mehedinți. Copiii care au vârstele între 5 și 14 ani au început să se simtă rău imediat după ce au mâncat prânzul. Unii dintre ei au vomitat, alții au spus că au senzație de greață și se simt foarte rău. Profesorii au început să sune la 112 și să solicite ajutorul ambulanței. La școala Vlădai au fost 23 de copii intoxicați, din care 9 au plecat cu ambulanța la spital, iar alți 13 au primit îngrijiri medicale la școală. La unitatea de învățământ din Oprișor sunt 25 de copii, toți au fost transportați la spital. La Salcea sunt 3 copii care așteaptă îngrijiri și, de asemenea, un cadru didactic a fost și el evaluat de echipajele de ambulanță. Polițiștii au ajuns și ei la cele 4 unități de învățământ și au luat probe de mâncare pe care le vor trimite la un laborator. Se pare că toate școlile aveau un contract cu aceeași firmă de catering care le-a dus astăzi mâncarea de prânz. Elevii au ajuns la spitalul din Drobeta, Turnu Severin, unde au fost preluați de medici. O anchetă a fost demarată de Inspectoratul Școlar Mehedinți, iar o alta este făcută de Inspectoratul Județean de Poliție Mehedinți. Atât, deocamdată de aici. La revedere! Sinistrații din Galați își primesc banii promiși de guvern. Suma nu este mai mare de 2000 de euro, dar autoritățile speră să ajute pe cât posibil pe oamenii greu încercați. La aproape săptămână de la inundațiile catastrofale, localnicii încă evaluează pagubele și încearcă să mai salveze câte ceva din casele aproape distruse. Astăzi, în apropierea comunelor lovite de viituri, s-au montat și primele containere. Temporar, acestea vor fi casă pentru cei care nu mai au unde să doarmă. Să dărâm casa pe mine, pârâi din toate părțile, am avut și cutremur, a venit cutremurul, apa, noi avem 3 ape de când suntem aici și nu am fost ajutați cu nimica noi. În Pechea, peisajul e dezolant și nu se aude nici țipenie de om. Suflă vântul și din când în când, pe șoseaua murdară de noroi gălbui, mai trece câte o mașină. Cât vezi cu ochii e numai mâl, nămolul a acoperit până la ultimul fir de iarbă, iar la fiecare pas un grămez de 10 de metri cubi pe care localnicii și pompierii l-au scos din gospodării. Unele case par o ruină, pereții sunt crăpați și îmbibați cu apă, iar mirosul e înțepător. E dezastru cât vezi cu ochii. Mobila rămasă e și ea umflată și strânsă în mijlocul încăperilor. Pe pereți, la un metru înălțime, e o linie murdară care arată care a fost nivelul apei. Doi oameni au murit în această localitate după viiturile de acum o săptămână, iar peste 3.000 nu se mai pot întoarce acasă. Apa le-a distrus totul. Pentru miile de sinistrați de aici și din celelalte comune, autoritățile au adus și au montat pe câmpuri aceste case modulare. Sunt containere cu 2 dormitoare și baie potrivite pentru a caza 4 oameni, doar că mulți dintre localnici refuză să plece din casele care abia dacă mai stau în picioare. Când îți muți culcuș, nici nu dormi, nici nu mănânci. Stai că n-ai încotro. 40 de module dormitor au început să fie instalate în 6 dintre cele mai afectate comune gălățene. La Pechea, 12 sunt deja instalate într-o zonă mai înaltă și încă mai erau în curs de instalare și altele. Sunt și băi și dușuri. Primii care s-au mutat sunt cei care nu mai au nimic și nu au nici rude. Apă, mâncare, aseară ne-a dat mâncare caldă, cum am venit de ieri și aseară ne-a dat mâncare. Dar de spălat unde vă spălați? Avem. Apă caldă, apă rece este, bărbați separat, femeile separat, avem duș, cabină. Într-un modul de lângă Ștefana o găsim pe Miruna împreună cu frații ei. Este elevă, dar nu a mai ajuns la școală. Au rămas doar cu hainele de pe ei, iar modulul e singura soluție. Ne-a luat apa, eram să murim înecați,
mama la fel, tata la fel. Sora noastră mai mare a rupt lambriul ăla de la casă ca să putem să ne urcăm un poc, că toți buram înecați. N-ai mai ajuns la școală? N-am mai ajuns pentru că nu am cum. N-am posibilitatea ca să ajungem. Plus că nu mai ai nimic. Nu, haine, nu mai avem nimic, ne-a luat apa tot. Încă se montează module. Tot ce mai rămâne este ca oamenii să accepte și să se mute în ele. Unii săteni din partea mai înaltă a comunei au reușit să mai păstreze o cameră sau două neinundate. N-a ajuns în camere aici, două camere, de acolo a făcut praf. Nu v-au intrat bani? Nu, nimic, nu știu nimic. Dar suma aceea primită de la guvern la ce vă ajută? Păi măcar să-mi iau lucrurile care le-am pierdut. Nu vreau altceva. Patul ca să pot să mă dorm pe o saltea jos. Sunt alții mai grav ca mine. Fiecare sinistrat va primi din partea guvernului 10.000 de lei. Unii au primit deja, alții așteaptă să le ajungă cât mai repede. Mulți, puțini, dar măcar să-i aibă. Totuși va mai dura până când fiecare comisie de la fiecare primărie va face evaluarea. În această dimineață, Poșta Română a început să facă primele plăți pentru primii 3.000 de beneficiari, urmând ca în zilele următoare banii să ajungă la toată lumea care trebuie să-i primească. Totul depinde de întocmirea borderolilor de la nivelul primăriilor. 7.000 de locuințe din județul Galați au fost afectate de cele mai devastatoare inundații din ultimii ani. Iar problemele nu se mai termină. Acum Dunărea amenință România. La Budapesta este stare de alertă după ce Dunărea s-a revărsat. Viktor Orban cere mobilizarea urgentă a armatei. Fenomenele extreme fac ravagii în Europa. Italia se inundă și ea. Ciclonul Boris face prăpăd în sud. Un salvator s-a transformat în victimă. Iar în Portugalia, pompierii din zeci de țări duc o luptă inegală cu flăcările care se extinde contenit. Pagubele în Europa se ridică la 10 miliarde de euro. Sunt inundații masive la Budapesta. Dunărea și-a revărsat malurile și a inundat terasamentul orașului, unde se află celebra clădire a Parlamentului Maghiar. Barierele anti-inundații au protejat până acum centrul, însă încep să nu facă față. Primarul capitalei a avertizat că orașul riscă să se confrunte cu cea mai mare inundație din ultimul deceniu. Se așteaptă ca nivelul Dunării să crească până la 9 metri. Măsurile de apărare împotriva inundațiilor au fost luate de-a lungul a 540 de kilometri de râuri din Ungaria, cu alertă de gradul 3 pe 200 de kilometri. Iar acesta este doar începutul. Debitul maxim al Dunării este așteptat abia sâmbătă. În România, conform hidrologilor, Dunărea va atinge cel mai probabil debitul maxim săptămâna viitoare, pe 27-28 septembrie. Și italienii se confruntă cu inundații. Regiunile Ravenia și Emilia-Romagna sunt devastate de ciclonul Boris, care a ajuns în sudul Europei. În Foggia, oameni surprinși de viitură au rămas blocați în mașini. Un pompier a murit în timp ce încerca să-i salveze. Regiuni din Italia rămân sub cod roșu de inundații și furtuni. Restul țării rămâne sub cod galben până mâine. Iar în vestul continentului este pârjol. În Portugalia, pădurile ard încă de duminică. 7 oameni și-au pierdut viața, iar alți 120 au fost răniți. 34 de focare încă sunt active, iar 10 de case au ars. Cel mai rău este în centrul și nordul Portugaliei. 3 pompieri au murit după ce mașina în care erau a fost cuprinsă de flăcări. Meteorologii însă vin cu vești bune pentru portughezi. Temperaturile vor mai scădea, la fel și viteza vântului. În următoarele zile se așteaptă și ploi. Placa de beton care susține Piața Unirii din București este într-o stare avansată de degradare. Anumite zone se pot prăbuși oricând și reprezintă un risc major pentru cetățeni. Primăria sectorului 4 spune că nu se poate apuca însă de lucrări pentru că Primăria Generală nu a dat avizele. Pe de altă parte, potrivit lui Nicușor Dan, în expertiză nu este specificată urgența. În tot acest timp, în subteran, structura de rezistență se degradează constant. Prima
expertiză a structurii uriașe de beton a fost făcută în 2004. Încă de atunci, calificativul primit în expertiză a fost 4, adică nesatisfăcător dintr-o scară de 5. Trebuie să acționăm la timp. Nu ne putem permite sub nicio formă, niciunul dintre noi, o tragedie aici. Aici nu este o problemă legată de disconfortul circulației, nu este o dispută, ci este o problemă de siguranță, o problemă de viață și de moarte. După o nouă expertiză realizată luna trecută, concluzia experților este că structura s-a degradat. Au apărut zone la care nivelul de degradare a ajuns în punctul numărul 5, astfel încât, din păcate pentru noi toți, așa cum vedeți, această lucrare reprezintă un risc major pentru bucureșteni, un risc major pentru noi toți. Nu vă închipuiți că structura o să cadă mâine. Asta am spus și în expertiză. E foarte greu să stabilești dacă structura se va prăbuși și cum. Depinde foarte mult. Pe lângă starea structurală, depinde de condițiile din amplasament, de nivelul traficului. Peste 100.000 de autoturisme tranzitează zilnic zona din centrul capitalei. Planșeul Unirii datează de peste 100 de ani, de pe vremea regelui Carol, iar ultimele lucrări de mentenanță au fost făcute în 1993. În prima fază s-a luat în calcul reabilitarea și modernizarea structurii, însă ulterior, decizia finală prevede reconstrucția de la zero. Expertiza a prevăzut două soluții. Una de consolidare, pentru că inițial, sau și în acest moment, unele elemente, mă refer la platelajul de sus, format din grind și predale, acela poate fi consolidat, de asemenea și cadre. Dacă vă uitați la cadre, nu o să constatați foarte multe degradări vizibile. Noi, așa cum am recomandat și în expertiză, am recomandat varianta înlocuirii totale. În timp ce expertiza subliniază importanța urgentării începerii lucrărilor, oficialii își pasează responsabilitatea de la unii la alții. Primăria sectorului 4 spune că ei sunt pregătiți să înceapă oricând, dar Primăria Capitalei nu semnează autorizația. Că autorizațiile în regim de urgență se emit doar dacă expertul spune că e pericol public, nu există asta în expertiză, și doar pentru chestiuni punctuale, nici de cum pentru o lucrare așa de mare de 600-800 de metri. Noi anticipăm că nu va fi nevoie de blocarea traficului prin pasaj. Planșeul Unirii nu este cea mai deteriorată structură care pune cetățenii în pericol. Primarul Capitalei spune că înaintea sa, pe ordinea priorităților, se află alte trei puncte importante ale Capitalei. În momentul ăsta, pasajul Ujerului, pasajul Obor și podul de pe București-Ploiești, care sunt în categoria 5, sunt mai rele decât planșeul din Piața Unirii. În aprilie 2023, guvernul a suplimentat cu 750 de milioane de lei fondurile din programul Angel Salini pentru reabilitarea și consolidarea planșeului din Piața Unirii. Lucrările ar trebui să înceapă în prima parte a anului viitor. După o viață întreagă de muncă, mulți dintre nevăzătorii din România s-au trezit cu pensii mai mici, chiar și cu 80%. Totul se întâmplă după recalcularea generată de noua lege a pensiilor. Din acest motiv, sute de oameni s-au strâns în această dimineață în fața guvernului. O delegație a Asociației Nevăzătorilor a fost primită astăzi la discuții cu Marcel Ciolacu, care spune că până la finalul săptămânii va veni cu propuneri pentru modificarea legii. Speranța că își pot recâștiga drepturile. Așa au venit astăzi atât cei cu probleme de vedere, dar și însoțitorii lor. Ei sunt îngrijorați de faptul că pensiile lor nu vor mai crește ani buni de acum înainte, pentru că nu se vor mai indexa cu rata inflației. Asta condamnă oamenii dintr-o categorie și așa prin excelență vulnerabilă, îi condamnă la sărăcie, la excluziune socială și la discriminare. Protestul vine după mai multe tentative de negociere cu decidenții. Asociațiile care reprezintă pe nevăzători spun că până acum au primit doar promisiuni, dar nimic concret. Din anul 2023 am semnalat autorităților această inechitate majoră care prejudicează grav deficienții de vedere. De atunci, de la sfârșit de 2023, nu facem decât să adunăm promisiuni, multe promisiuni,
multe propuneri de soluții, nimic concretizat. Nevăzătorii spun că în urma recalculării sunt cazuri în care pensiile scad chiar și cu 80%. E adevărat, nu imediat, dar lipsa indexării cu rata inflației, mai ales în acești ani cu scumpiri accentuate, le va eroda cu timpul puterea de cumpărare. Dumneavoastră, personal, cu cât v-ați scăzut pensia? Cu 70. Undeva un 50% pe decizie. În plată rămâne ceea ce este acum, însă ne gândim la perspectivă și la faptul că inflația o va duce în jos și puterea de cumpărare va scădea fără discuție. Nu doar pensionarii au venit la protest. Lor li s-au alăturat și cei care încă lucrează, pentru că se gândesc cu groază la sumele pe care vor ajunge să le încaseze în momentul în care nu vor mai putea să muncească. Eu încă n-am ajuns în pensie, încă lucrez, dar vă dați seama că voi avea o pensie mult mai mică decât cei care au ieșit până anul acesta. Eu încă nu sunt pensionară, dar când voi ieși la pensie, voi ieși cu o pensie de mizerie. O delegație a protestatarilor a fost primită la Palatul Victoria de premierul Marcel Ciolacu. Reprezentanții nevăzătorilor spun că nu se vor opri din astfel de manifestații până când promisiunile celor din guvern nu se vor concretiza. Un pacient cu afecțiune gravă a inimii are acum noi șanse la viață datorită unei operații realizate în premieră la Spitalul Universitar de Urgențe din Capitală. Despre ce este vorba exact și cine este medicul care a făcut intervenția, aflați imediat la Focus. Mai mult de jumătate din municipiul Constanța, dar și alte 4 localități din județ sunt fără apă potabilă până vineri dimineață. Nici școlile sau grădinițele din zonele respective nu beneficiază de apă potabilă, iar unitățile de învățământ s-au văzut nevoite să apeleze la soluții de avarie. Au fost reduse orele, iar în grupurile sanitare au fost aduse bidoane cu apă plată. Situația este generată de înlocuirea unor conducte degradate. Furnizarea apei a fost sistată încă de miercuri seară, de la ora 22. Constanțenii au fost anunțați în prealabil, însă chiar și așa, disconfortul creat este unul destul de mare. Oamenii au fost nevoiți să-și oprească apă în căzi, găleți sau oale. Am pus apă în cadă, în lighiene, în sticle, pentru mâncare, în crătiță. Cel mai greu este însă pentru unitățile de învățământ. 28 de școli, grădinițe și licee din oraș, dar și din câteva localități limitrofe, au rămas fără apă potabilă la robinete. Așa că directorii au fost nevoiți să găsească soluții pentru a nu trimite totuși copiii acasă și în acest fel să se piardă din materie. Le-am dat apă la gentuță ca să aibă apă la gentuță. O sticluță de 500 de mililitri. Având în vedere că nu stă decât 2 ore jumătate astăzi, e suficient. Orele au fost scurtate și scăpăm cu o oră și un sfert mai devreme. Scăpăm la 10 și un sfert în locul de 11:30. Am științat ISJ-ul că astăzi vom avea program scurt, orele noastre sunt de 30 de minute cu 5 minute pauză. Ne-am organizat cu părinții pentru a aduce bidoane goale, le-am umplut. Regia de apă Constanța a programat sistarea furnizării apei către populație pentru intervalul 18-20 septembrie. Sunt afectate cartiere de locuințe, zone industriale, supermarketurile, CET-ul, compania Oil Terminal, localitățile Cumpăna, Lazu, Agigea, Șeforie Nord. Sunt deschise 17 puncte de lucru, unde acționează încă de noaptea trecută 23 de echipe de intervenție dotate cu toate utilajele necesare. Conductele de care vorbim au o vechime de peste 50 de ani. Aproximativ 30.000 de consumatori sunt afectați de această oprire. Dacă lucrările se execută conform programului, cel mai târziu, vineri dimineață, constanțenii vor avea apă la robinete. O cantitate impresionantă din drogul cunoscut cu numele de zombie a intrat în aceste zile în România. Substanța este una extrem de periculoasă, care poate provoca efecte negative pe termen lung. Cele 10 pachete de droguri urma să fie distribuite în țară de 2 bărbați din Republica Moldova, dar și de un român. Aceștia le-ar fi vândut cel mai probabil către tinerii de la noi. Drogurile au fost aduse în țară de unul dintre bărbații cercetați în acest dosar. Acesta ar fi transportat substanța psihoactivă într-un tir tocmai din Belgia. Polițiștii au reușit să-i prindă în flagrant în București pe 2 dintre persoanele în cauză, chiar în timp ce pregăteau drogurile pentru vânzare. Inițial, bărbații au fost arestați preventiv pentru 24 de ore. Ulterior, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București a hotărât arestarea preventivă a acestora pentru 3 de zile. Polițiștii spun că valoarea totală a drogurilor pe piață se ridică la 200.000 de euro. S-a stabilit în dimineața zilei de 13 septembrie 2024 un cetățean moldovean de 37 de ani,
ar fi venit din Belgia, România, la volanul unui ansamblu rutier, în care ar fi transportat, în virtutea unei înțelegeri prealabile cu conaționalul său de 46 de ani, cantitatea de 10 kg de substanță psihoactivă. Acest drog este unul sintetic și este compus din mai multe substanțe psihoactive. De asemenea, este unul extrem de periculos, cauzând frecvent decese din cauza supradozei. Cu denumirea de zombie, în România sunt cunoscute drogurile sintetice din clasa catinonelor, care se amestecă de multe ori cu cannabinoid și alte substanțe, mai poartă denumirea de cristale sau enobotanice sau legale. Ele fac parte din punct de vedere juridic din categoria drogurilor substituente sau noi substanțe psihoactive. Cei care consumă aceste substanțe sunt ușor de recunoscut din cauza comportamentelor pe care le au cât timp se află sub efectul acestui drog. Devin efectiv imobilizați. Toți consumatorii, dacă ajung la o dependență cronică, stau în anumite poziții, au o degradare fizică, dezvoltă anumite afecțiuni, chiar de multe ori gangrenarea membrelor sau alte probleme semnificative. Experții spun că tocmai din cauza acestor efecte extrem de serioase, trebuie sporit controlul asupra transporturilor care intră în țară. Poliția a descins astăzi în cartierul Ferentar din Capitală la ferma lui Nuțu Cămătaru. Oamenii legii căutau un cal de rasă care ar fi fost furat de la unul dintre rivalii acestuia. Calul nu a fost găsit, dar mascații au descoperit o adevărată grădină zoologică cu maimuțe, cămile, canguri și păsări răpitoare. Anchetatorii verifică acum dacă aceste animale sunt deținute legal de Nuțu Cămătaru. Astăzi la proprietatea acestuia nu au ajuns doar polițiștii și mascații, ci și o echipă a gărzii de mediu și un biolog specializat din partea Societății Ornitologice Române. Nu este prima dată când la ferma deținută de Nuțu Cămătaru și fratele său sunt descoperite animale sălbatice. În ultimii 11 ani, comisarii gărzii de mediu au confiscat de acolo lei, urși, maimuțe, cerbi, carpatini, câini și cai de rasă, toate deținute ilegal. Un pacient în vârstă de 67 de ani a fost salvat la Centrul de Chirurgie Cardiovasculară de la Spitalul Universitar din Capitală printr-o intervenție făcută în premieră națională. O echipă de chirurgi cardiovasculari coordonată de medicul Cătălin Badiu a efectuat o protezare valvulară aortică realizată complet endoscopic printr-o incizie de numai 3 cm. Pacientul se poate recupera astfel rapid. Domnul Oprea Ionel are 67 de ani și suferea de stenoză valvulară aortică, cea mai des întâlnită boală a unei supape cardiace. Înseamnă că valva respectivă este degenerată, foițele valvei care în mod normal se deschid și permit ieșirea sângelui din inimă sunt pietrificate și practic orificiul este unul extrem de îngustat. Acest lucru pe termen lung nu este compatibil cu viața. Salvarea sa a venit printr-o operație de mare finețe realizată la București. Intervenția făcută nu m-a afectat cu nimic. Chiar am putut să merg singur, cu picioare, nu-mi dai o seama, pentru că, după operație, dar am mers foarte repede, n-a fost nevoie să mă ajute nimeni. O echipă de chirurgi cardiovasculari de la Centrul de Chirurgie Cardiovasculară de la Spitalul Universitar, coordonată de conferențiar universitar dr. Cătălin Badiu, i-a redat șansele la o viață normală prin intervenția făcută aici, în premiera națională, protezare valvulară aortică total endoscopică. Recuperarea pacientului este rapidă, iar durerile după operație nu sunt prezente. În plus, internarea este de scurtă durată. În mod normal, operațiile se fac cu deschiderea completă a sternului, deci a pieptului pacientului. Operațiile complete endoscopice, care sunt un pas și peste operațiile videoasistate, pentru că sunt operații la care chirurgul nu vede absolut deloc direct inima și valva respectivă, sunt operații care se fac printr-o gaură în torace între coaste de aproximativ 2-3 cm, cu ajutorul endoscopului, deci a camerei care filmează în interiorul toracelui, înlocuim practic aceste valve și implantăm protezele necesare supraviețuirii pacientului. La Centrul de Chirurgie Cardiovasculară de la Spitalul Universitar de Urgență București se realizează încă din anul 2019 o serie întreagă de operații complet endoscopice, printre care închideri de defecte septale, atriale și plastii și protezări de valvă mitrală. De acum înainte, lista este completată și de intervenția efectuată recent pentru pacientul de 67 de ani.
Helmut Ducadam a fost operat pe inimă. Intervenția chirurgicală a fost realizată tot la Spitalul Universitar din Capitală de chirurgul cardiovascular Cătălin Badiu și echipa sa. Surse din spital au precizat pentru Focus că este vorba despre operație de protezare a rădăcinii aortice cu plastie de valva aortică. Totul a decurs bine, iar acum eroul de la Sevilla este deja în salon după ce a stat 2 zile la ATI. În cazul său va urma cel mai probabil o perioadă de recuperare de câteva săptămâni, după care își va putea relua activitățile obișnuite. Crește bilanțul victimelor după cel de-al doilea atac surpriză din Liban. 25 de oameni au murit și peste 450 au fost răniți în urma exploziilor stațiilor de comunicare folosite de membrii grupării Hezbollah. Totul după ce în urmă cu doar o zi, mii de pager au fost detonate simultan. Operațiunea ar fi fost realizată de Mossad și armata israeliană. Un lucru este acum cert, aceste explozii au alimentat și mai mult temerile privind un război total între Hezbollah și Israel. Atenție, urmează imagini și detalii cu un puternic impact emoțional. Un al doilea val de explozie a zguduit Libanul și a surprins la fel de puternic ca și primul val. La Beirut, comunicațiile radio au explodat simultan în suburbiile sudice. Acolo aveau loc funeralii la 4 membri Hezbollah uciși cu o zi înainte. Spitalele din Liban sunt copleșite de valul de răniți care nu încetează să vină la camera de urgențe. Mărturiile medicilor care i-au tratat pe cei răniți sunt cutremurătoare. His face was all bloody. We didn't know what to do. We didn't understand what was happening. At that moment, we started receiving text messages that about pagers exploding. Again, we were scared, and all just had the same type of wounds. They had puncture wounds on their faces. They had amputated limbs. They had open abdomens, intestines out, bowels out. Unfortunately, there were wounds that we couldn't explain. Încă nu se știe cum au fost detonate pagerele și stațiile radio. Atacul a reprezentat cel mai probabil o operațiune comună a armatei israeliene și a Mossadului. Serviciul secret israelian, cu o lungă experiență în operațiuni de sabotaj, pare să fie accesat dispozitivele pe lanțul de aprovizionare și să fie implantat în fiecare dispozitiv exploziv. Acesta ar fi fost detonat în momentul recepționării unui anume mesaj. Nu este exclusă nici teoria prin care bateriile s-ar fi supraîncălzit cu ajutorul unui virus, iar pagerele s-ar fi transformat în mici bombe. Potrivit unor surse, dispozitivele care au explodat au fost produse în Europa, de cel puțin 3 firme fantomă deschise de spion sub acoperirea Israelului. Atacurile subliniază modul în care orice lucru poate fi folosit ca armă. De asemenea, arată cât de expuse și vulnerabile sunt lanțurile de aprovizionare pe care se bazează pentru a produce articole de zi cu zi. This is the type of pager caught up in the blasts and what it looked like afterwards. Next to be targeted, handheld radios that can be used like walkie-talkies. About the AR-924 pager, says it has a battery life of 85 days, ideal for use in Lebanon where power is unreliable. Membrii grupării Hezbollah comunică prin pagere care permit doar trimiterea unui mesaj scurt prin intermediul undelor radio. Luptătorii și agenții de rang înalt primiseră la începutul anului un lot nou de pagere. Când vine vorba de comunicațiile radio, un producător japonez spune că a încetat acum 10 ani să producă walkie-talkie-urile suspectate că au explodat ieri. On the assumption that some intelligence body did it, and we, Israel, of course, do not take responsibility, then this is a long-term intelligence infiltration operation. Hamas a acuzat Israelul că este responsabil de ambele valuri de atacuri ale Hezbollah în Liban și promite răzbunare. Israelul nu a comentat oficial incidentul exploziilor. Pe de altă parte, Statele Unite a negat orice implicare, însă au avertizat toate părțile față de escaladări de orice fel. These incidents, and we're still gathering the information and gathering the facts. Broadly speaking, we've been very clear, and we remain very clear, about the importance of all parties avoiding any steps that could further escalate the conflict that we're trying to resolve. Israelul a declarat acum o nouă fază a războiului cu mize mari. Experții se tem că acest conflict este pe cale să izbucnească într-un război de lungă durată, care nu ar afecta doar Orientul Mijlociu.
luptă să-și facă un viitor, deși lipsurile sunt la tot pasul. Vorbim despre un elev în vârstă de 16 ani care visează să devină medic veterinar. Iar vestea bună este că există oameni care se ia greul de pe umeri. Povestea lui impresionantă, imediat după pauză. Vă aștept! Traficul din București pare o ecuație greu de rezolvat. Cel puțin asta este concluzia la care au ajuns primarul Capitalei și premierul României după cea de-a doua întâlnire din această săptămână. Potrivit celor doi, soluții ar fi doar că este nevoie de mulți bani și mai ales timp. Primele rezultate s-ar putea vedea cel mai rapid în 3 ani. Primarul general pune problema traficului pe seama construcțiilor ilegale sau aflate la limita legalității. Nicu Șordan aruncă vina pe instituțiile din subordinea prim-ministrului, Inspectoratul de Stat în Construcții și Prefectura, care nu ar face niciun efort să controleze și să stopeze șantierele problematice. Dacă te apuci să arunci cu blocuri fără să te gândești unde vor învăța copiii care vor locui acolo și unde vor munci părinții care, sau în fine oamenii care locuiesc acolo și că ei toți vor lucra la 10 km și școala este la 5 km, nu poți decât să te aștepți că vei avea blocaje în trafic. Am văzut și propunerile și domnului Ciucu, domnul Băluță, să se limite autorizațiile cu obligativitatea de a construi și o școală sau o grădiniță. Problema e că în aceste blocuri, pe care dumneavoastră le considerați ilegale și dreptul dumneavoastră, locuiesc oameni. Motiv pentru care autoritățile nu sunt de acord să fie demolate. Primarul vrea însă să stopeze fenomenul, dar pe termen scurt, singura soluție o reprezintă mai mulți polițiști care să dirigeze traficul în cele mai aglomerate zone. Șoferii însă sunt de părere că nu este suficient. Cei mai mulți s-au plictisit să piardă ore întregi la volan. S-a dezvoltat foarte mult periferia și omul nu are servicii lângă casă. Și uite așa tranzitează, de la Otopeni în Bragadiru, din Bragadiru în comuna Berceni, în Berceni în Titan și uite așa. Multe mașini. Tranzitează Bucureștiul, în loc să folosească centura sau A0 unde s-a deschis. Foarte multe mașini. Nicu Șordan estimează că o îmbunătățire reală a timpului petrecut în trafic se va simți abia peste 3 ani. Asta pentru că modificările, care ar face o diferență reală, au nevoie de un plan de implementare complex și de multe aprobări. Soluția durabilă este transportul public, soluția durabilă este semaforizarea inteligentă, soluția durabilă este autostrada de centură cu acele radiale, cum este prelungirea Bulevardului Timișoara. Asta chiar dacă o parte din aceste soluții au fost promise încă din primul mandat al edilului. Dincolo de birocrație, o altă problemă sunt costurile. Soluțiile sunt scumpe, iar banii insuficienți. Premierul susține că atragerea fondurilor pentru acest scop se află pe lista lui de priorități. Să vedem cu ministrul fondurilor europene ce se poate direcționa și ce proiecte putem depune rapid pe mobilitate urbană, pe tot ce înseamnă verde, zona electrică la fel. În perioada următoare, Nicu Șordan urmează să se întâlnească și cu primarii de sector pentru a găsi și alte soluții pentru îmbunătățirea traficului din capitală. La 16 ani visează să cucerească lumea și muncește din greu pentru asta. Învață foarte bine, a intrat primul la liceu și vrea să devină medic veterinar. Pentru Denis, fiecare zi este o provocare, având în vedere că face parte dintr-o familie numeroasă cu 5 copii. O familie muncitoare, dar care știe din păcate ce înseamnă lipsurile. Norocul lui Denis a fost că a aflat despre el organizația Narada, care caută în toată țara copii isteți și harnici pe care să-i ajute să răzbească în viață. Din partea acestui ONG, adolescentul va primi pe lângă un ghiozdan plin de rechizite și o geacă de iarnă și o pereche de ghete, care vor fi de mare ajutor. Pui. Pentru Denis Talabă, viața e un carusel, dar nu s-a gândit niciodată să renunțe. La 16 ani, adolescentul este elev în clasa 10 la Liceul Tehnologic numărul 1 din Corod. Face naveta zilnic cu autobusul din altă comună și chiar dacă de multe ori e greu, merge mai departe. Stai mai exact în ce localitate? În Drăgușeni. Cât faci tu de la școală până aici? 20 de minute. Cum vii? Cu ce vii? Cu autobuzul. Cu autobuzul, da. Școlar? Nu. Cu transportul în comun. E un pic dificil? Este. Iarna cum e?
E greu. Denis este conștient că și norocul îl ajută. Stă totuși destul de aproape de un liceu de țară, care arată și oferă condiții de oraș sau chiar mai bine. Și Denis mai știe ceva. Pentru a-și împlini visurile, trebuie să fie foarte bun și la învățătură. Are deja bursă de merit, dar niciodată nu stric un ajutor. Iar organizația Narada îi oferă un ghiozdan și rechizite, plus geacă și bocanci noi pentru iarnă. Îmi place atmosfera de aici, colegii, domnii profesori. Eu îmi doresc foarte mult să ajung medic veterinar, deoarece iubesc animalele, îmi place să fiu în preajma lor. Pentru colegii de clasă, băiatul timid, dar bun la învățătură, a devenit deja un fel de meditator. Un coleg liniștit, prietenos, la teme, când nu știu. La ce materii mai ales? Matematică, română. Îmi place că este prietenos, ne ajută în clasă la teme. Nu-i părcios, deci asta e foarte... Denis a intrat primul la liceul de la Corod, cu bursă de merit. A muncit apoi foarte mult în primul an pentru a o păstra. Vreau un medic, ca să ce mărească, să încadreze la bursă, că lui trebuie foarte mulți bani. Având acasă 4 frățiori, nu au avut posibilități materiale părinții să-și cumpere haine, ceea ce îi trebuie la școală. Și bursa l-a ajutat foarte, dar au muncit foarte mult pentru bursa asta, sincer vă spun. Notele, le observați și dumneavoastră, sunt foarte mari. După ore, pentru Denis începe o altă parte a zilei, la fel de ocupată. Mai are de muncit prin curte, să-și ajute mama și frații, apoi să-și facă lecțiile. Bună, am ajuns! Bună, bine! Cum a fost azi? Bine! Ți-a plăcut? Da! Și ce ai făcut la școală? Am scris. Ți-a dat caiet de cărți? Nu. Nu încă? Mai aștepți, da? Este iepurele meu, Vladimir. Cam introvertit, că văd greul prins. Da, s-a învățat liber. Am grijă de animale, le dau mâncare, apă, o mai ajut pe mama la treburile casnice, îmi ajut frații la teme, seara îmi pregătesc geanta și mă ocup de lecțiile mele. Denis mai are acasă 4 frați, iar pentru mama sa, el este bărbatul în casă, având în vedere că tatăl său muncește în construcții și este adesea plecat cu zilele. Nimeni nu se plânge însă. Denis mă ajută cu îngrijirea animalelor, cu frații, la treburile casnice, mă ajută la bucătărie, place foarte mult să gătească. Și totuși are note foarte mari la școală și merge destul până la... Da. Este un pic de sacrificiu, dar sperăm să descurcem. E dificil. Este foarte greu, dar încercăm cât de cât să ne descurcăm. Pe lângă susținerea familiei, Denis are parte și de suportul profesorilor pentru a-și împlini visele. Totdeauna noi ne-am dorit ce e mai bun pentru elevii noștri și când am văzut această oportunitate de a înscrie elevi la Narada, m-am gândit la Denis. Am cerut un elev silitor, s-a terminat anul trecut cu media 9,52, provine dintr-o familie numeroasă și cred că într-o familie numeroasă nevoile financiare sunt foarte mari. Venim în întâmpinarea nevoilor elevilor noștri cu tot ceea ce este necesar, astfel încât să-și atingă potențialul lor maxim. Denis, alături de alți copii muncitori, serioși și cu planuri mari în viață, descoperiți și ajutați de organizația Narada, chiar merită ajutorul tuturor pentru a-și menține drumul drept în viață. Cei care vor să ajute acești copii să-și îndeplinească visele pot trimite un SMS la numărul 8864 cu textul Educația, în valoare de 4 euro. A început să predea în 1974 și de 13 ani ar fi trebuit să se bucure liniștit de pensie, doar că lipsa cadrelor didactice l-au făcut să se întoarcă la catedră la onorabila vârstă de 78 de ani. Este povestea lui Costică Costan, un profesor de fizică din Suceava. O descoperiți imediat după publicitate. Vă aștept! Exact ca în fizică, cu a ei legea atracției universale, destinul unui profesor de 78 de ani din Suceava continuă pe băncile școlii. El a predat 51 de ani, s-a retras, dar lipsa dascălilor tineri i-a determinat pe superiori să-l roage să revină la catedră. Este o criză cu care se confruntă întreg sistemul de învățământ. Profesorul Costan a fost primit cu mare bucurie. E unul dintre dascălii cu reputație în întreaga țară și tot timpul a avut elevi la olimpiadele de fizică. Forța datorită căreia corpul revine pe poziția de echilibru. Cum se cheamă? Forță de revenire.
Și aceeași forță de revenire a avut-o și domnul profesor Costică Costan. Chiar dacă a împlinit 78 de ani, inspiră siguranță și impune respect. Cariera și-a început-o în 1974 și a fost fără pată. De atunci și până acum, viața mea a însemnat Ștefan cel Mare. Deci în vară eu am împlinit 50 de ani de când predau în învățământ și mi-am zis, domnul director, domnule, 50 de ani de acum cam ajunge. Mă simt bine, încă capul meu limpede, trupul și destul de sănătos. Iar după o viață dedicată elevilor, profesorul de fizică își făcuse planul pentru anii de pensie. Directorul colegiului i-a dat totul peste cap, iar după începerea noului an școlar, atunci când a văzut că nu are dascăl pentru una dintre cele mai complexe discipline, l-a sunat și l-a rugat să se întoarcă la catedră. Domn profesor este un simbol al școlii, seniorul cancelarii și are un palmares de invidiat de orice profesor de orice disciplină. Dumnealui a încercat să se retragă, am insistat să rămână cu noi, pentru că are experiență, are rezultate și are impact deosebit la orele pe care le susține. Numai ochi și urechi, așa sunt elevii în timpul orelor de curs. Au și de ce. Mulți profesori l-ar invidia pentru reputația pe care o are. Deci aici e tabloul cu olimpicii internaționali și acolo, dacă vă uitați, 1, 2, 3, 4, 5, scrie Costan Costică, deci la olimpiadele internaționale. Dumnealui are un mod de predare foarte explicit, adică noi putem să înțelegem foarte ușor de la el cum se aplică anumite principii. Este un câștig pentru noi și pentru dumnealui, desigur, că a rămas la catedră. Domnul profesor este un om minunat și ne bucurăm în fiecare zi că avem oportunitatea să ne predea fizică, pentru că pentru noi este o oportunitate foarte mare să învățăm o materie puțin mai dificilă de la un om cu atât de mare experiență în domeniu și cu rezultate atât de mari. Nu de puține ori, profesorul se întâlnește în cancelarie cu foștii lui elevi, deveniți la rândul lor profesori. Și culmea este, deci, că fosta mea elevă și la pensie, eu am prevăzut. De fapt, am și glumit atunci, am zis că dacă fosta mea elevă și la pensie, poate mă gândesc și eu totuși. Cei care se descurcă la aceste obiecte nu aleg cariera didactică, ci aleg cariere mult mai bine plătite. Din păcate, asta este. A fost profesorul meu preferat, deci chiar a fost profesorul meu preferat. În momentul în care am pășit pe treptele colegiului Mațăla Ștefan cel Mare în 2017, îmi tremurau puțin picioarele, pentru că e extrem de emoționant să fii profesor acolo unde ai fost elev. Împărțim cancelarea acum, la început cu emoții, cu timiditate și acum, pentru că în continuare pentru mine rămâne domnul meu profesor de fizică. Învățământul românesc se confruntă de mai mulți ani cu o criză acută de dascăli. În România și nu numai, este o criză serioasă a educației. Da, care are mai multe componente. O criză a resurselor umane, mai ales la disciplinele științe ale naturii, să zicem, fizică, chimie, matematică. La disciplina fizică, în acest an școlar, am avut un deficit de profesori, în sensul că în mișcarea personală didactic s-au prezentat 8 candidați, iar necesarul de norme pentru a fi acoperite a fost de 20. Nu am putut acoperi din mișcarea personalului didactic normele scoase la concurs sau pe catedre rezervate și am apelat la soluția distribuirii în regim de plata cu ora a orelor de fizică sau rechemarea de la pensie a unor profesori. Potrivit Institutului Național de Statistică, la nivel național, peste 30% dintre profesori au împlinit deja vârsta de 50 de ani. 6800 dintre ei sunt deja pensionari, dar continuă să predea. Și de la sport mergem la meteo. Colega mea Elena Andrei ne aduce toate informațiile despre vreme. Elena, bună seara! Cum sunt informațiile despre vreme? Bună seara, Andreea! Domnilor și domnilor, bună seara! Vin cu vești bune, avem tot mai puține ploi. Totuși, un cod galben de vânt puternic rămâne în vigoare până mâine seară. Care sunt județele afectate? Vă spun imediat!
La această oră este în vigoare un cod galben de ploi și vânt puternic pentru județele Neamț, Vaslui, Bacău, Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ilfov, Tulcea sau Constanța. Alerta este în vigoare până la ora 21. Mâine rămân sub alertă doar județele Tulcea și Constanța, unde o să bată vântul foarte tare și va ploua. Cu prognoza pe larg, vă aștept după Focus Sport. Elena, mulțumesc. Doamnelor și domnilor, jurnalul se încheie aici. Știrile noastre le puteți vedea și pe site-ul primanews.ro. În câteva minute, Diana și Cove vin cu știri bombă din lumea vedetelor la Flash Monden. De la 20 la Prima TV nu ratați un nou episod din serialul New Amsterdam. Ultimele partide ale etapei de deschidere din UEFA Champions League sunt în această seară la Prima Sport și pe primaplay.ro. Steaua Roșie Belgrad, Benfica Lisabona. Începe la 19:45 pe Prima Sport 1, urmează AS Monaco, Barcelona de la 22. Pe Cine Maraton, de la ora 20:15 începe în premieră Moromeții 2, un film despre Regula. Să aveți o seară frumoasă! Program disponibil pe primaplay.ro.